Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. Doamnelor și domnilor, sunt convinsă că atunci când vorbim despre sistemul de sănătate, domniile voastre sunt copleșite de aceleași gânduri și sentimente de care sunt copleșită și eu, tot atât de contradictorii, ca să nu utilizăm vreo expresie oximoronică gen respect mânios. Mi se pare firească și explicabilă atitudinea. Or, prin sine însuși, sistemul de sănătate din Republica Moldova, fiind construit prin jumătăți de măsură, involuntar ne provoacă tuturor astfel de sentimente. Să le luăm pe rând. 1. Pe de o parte, ni se spune că avem medicină gratuită și sănătatea cetățenilor e în grija statului. În același timp, achităm polița de asigurare care, apropo, de la o vreme încoace, nefiind achitată la timp, te poate amplasa în zona răspunderii penale. 2. Pe de o parte, ni se spune că instituțiile curative sunt proprietatea statului, puse cu generozitate de acesta în serviciul cetățeanului. În același timp, pentru a fi internați în acest spital, sora medicală nu uită să amintească pacientului că și el la rândul să nu uite să-și ia de acasă jumătate de gospodărie, începând de la lingură, cratiță, costum sportiv și ciupici. Și terminând cu plapumă, pernă și, iertată să-mi fie detaliul, picant ligianul pentru necesitățile igienice. 3. Pe de o parte, medicamentele sunt și ele parcă gratuite. În același timp, orice doctor, care se estimează cât de cât, nu va uita să amintească pacientului că medicamentele din contul spitalului, ori mai nou conform poliției de asigurare, sunt bune, dar dacă se dorește însănătoșire grabnică, durabilă și calitativă, atunci să coboare în parterul spitalului, unde sunt farmacii cu medicamente și mai bune. 4. Pe de o parte, blamăm medicii că ar lua mită sau, metaforic vorbind, ar accepta mulțumirile pacientului. Pe de altă parte, în relațiile medic-pacient, de actul mulțumirilor, suntem și noi responsabili, în aceeași măsură ca și medicul. 5. Pe de o parte, și pacienții și medicii știu că nu sunt tocmai legale aceste relații de dare și luare. În același timp, înțeleg și unii și alții că 2000 de lei, cam cât e salariul unei surori medicale la noi, e microscopic față de salariul de 2000 de euro al unei surori medicale de prin alte state. 6. Pe de o parte, sănătoși fiind, ne uităm la doctor ca la un cămătar lacom și cinic. Pe de altă parte, când lupta cu bacteriile bolii este pierdută de noi, ne uităm la el ca la Dumnezeu. Șirul oximoroanelor poate fi prelungit la nesfârșit. Fiecare dintre noi cunoaște aceste paradoxuri la perfecție și nu ar fi nicio necesitate de a le repeta iarăși și iarăși. De fapt, nici nu acesta este scopul emisiunii noastre. În orice caz, nu numai acesta. Dar am trecut în revistă toate aceste realități pentru a demonstra încă o dată că medicina în Republica Moldova e de fapt o struță cămilă, vorba lui Dimitrie Cantemir, nici de stat și nici privată, nici tu gratis și nici cu plată. Și dacă dorim cu adevărat, fără a ne ascunde după degetul cifrelor pompoase, să schimbăm lucrurile, atunci trebuie să venim cu sugestii, propuneri și opinii vis-a-vis de sistemul de sănătate. Să punem umărul toți, și noi pacienții, dar și măria lor medicii. Și atunci statul va fi și el obligat să pună umărul pentru o schimbare. Iată așa o introducere la emisiunea de astăzi, în care, de altfel, tot despre medicină vom vorbi. Invitații din această seară sunt Dorina Agachi, pediatru. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Alexandru Didencu, medic otorinolaringolog. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, știu... în studioul și bună seara telespectatorilor! Știu că aveți un grafic foarte încărcat și vă mulțumesc din suflet că ați reușit să prindeți această oră liberă și să veniți la noi în studio, pentru că cu siguranță vă așteaptă răspunsurile dumneavoastră, o sumedenie de părinți, mămici de copii mici și colegii dumneavoastră probabil vor fi fericiți să vă vadă la televizor. Așa, vreau să încep cu situația care a fost anunțată luni la ședința curentă a primăriei. Este vorba despre numărul locuitorilor capitalii afectați de viroze, care a crescut la 70% în ultima săptămână. Și cel mai mult dintre acest număr sunt afectați copiii. Vă rog frumos, doamna Agachi, să ne spuneți cum să ne protejăm de aceste viroze, care sunt tratamentele eficiente și ce să facem ca să nu ajungem în situații mai critice sau să nu ajungem să bem antibiotice cu pumnul, cum se întâmplă la noi. Da. Deci, bună seara. Hai să zic așa.
Întâi și întâi, desigur, copiii în primul și în primul rând se îmbolnăvesc de viroze și sezonul de toamnă, primăvară, este cel mai efectiv, da? Să zic că copiii pot fi mai afectați și ușor se îmbolnăvesc. Cel mai frecvent sunt virozele din grupul rinovirusuri, adenovirusuri, da? Viroze care au ca și poartă de intrare, în mod special, căile respiratorii superioare. Deci nasul, cavitatea bucală, urechiușele, orofaringele, deci porțiunea de intrare în căile respiratorii superioare, prin guriță. Care ar fi momentul? Deci, contractarea propriu-zisă este foarte simplă. Poți să mergi pe stradă, poți să mergi în ospeție, poți să mergi în supermarket să faci careva cumpărături și imediat să înhați acest virus. Că până la urmă sunt niște organisme vii de niște dimensiuni microscopice, da? Care plutesc în aer de zi cu zi și cu fiecare gură de aer inspirată pot să ajungă în organismul copilului. Vulnerabilitatea copilului de a face boala după contractare este de la caz la caz, de la vârstă la vârstă și dependent de anumiți factori care am să enumer. În mod special, modul sănătos de viață, adică cum se alimentează copiii, plimbările la aer liber zilnic, băile de apă, a nu îmbrăca foarte gros și a nu supune transpirații excesive copiii. Hai să zic că meniul să fie cât mai variat spre orientare vitamine, fructe, legume în forme proaspete, sucurile matinale, deci produsele care sunt bogate în zinc, în mod special, fiind unul dintre barierele cele mai importante care micșorează permeabilitatea epiteliului olfactiv pentru aceste viroze. Alta este momentul, părinții se tem de colectivizarea copiilor. Asta nu trebuie să fie nicio frică, deoarece... Știți cel mai mult cine se tem? Așa? Bunicii. Bunica și bunicii. Da, să nu mergi nicăieri pentru că ai să... Exact. Cu toate că la rândul lor bunicii, cu vreme să luăm mai în anterior, erau foarte, foarte simpliști în a trata aceste momente. Iar acum au o frică mai mare. Deci nu înseamnă că dacă eu nu am ieșit nicăieri, nu m-am dus în magazin copilul sau n-am ieșit la o cinema sau nu am ieșit la terenul de joacă, foarte nu înseamnă corect. Că eu nu voi fi supus riscului de a... Absolut. Ba din contra. Nu mergi la plimbări la aer curat, este o încăpere închisă care s-a uscat, nu se oxigenează și atunci aveți riscul mai mare de a face o viroză, fiindcă virozele la aer liber nu le înhați așa de ușor, precum în încăperile închise unde nu sunt ventilate sau nu este o igienă bună. Doar că cu fiecare îmbolnăvire noi obținem un rezultat pozitiv atâta timp, fac paranteză, tratamentul va fi corect, deoarece după fiecare îmbolnăvire cu o infecție virală suportată și tratată corect, atunci avem o maturizare a sistemului imun. Da? Pentru că cu fiecare îmbolnăvire, sistemul imun, deci noi ne naștem cu un pachet de sistem imun infantil, copilăresc, da? Și cu fiecare îmbolnăvire, da? El o să... contribuie la maturizarea acestuia și ulterioare răspunsuri o să fie mult mai ușoare. Doamna Gaghi, este un mit acesta că pe timpuri, de exemplu, copilăria mea se îmbolnăveau mai puțin de aceste viroze decât acum? Păi nu. Nu este adevărat. Nu, absolut. Nu. De ce? Alta este momentul că, cu adevărat, sunt mai multe serotipuri de viroze care pot să aibă... au evoluat. Exact. Pentru... hai să zic, cauza este această avalanșă de tratament incorrect, da? Și schimbările genetice a acestor viruși care dau serotipuri noi și exprimarea clinică este nouă și atunci ne se pare că este o nouă îmbolnăvire. Nu, sunt tot viroze, doar că cu un pic de clinică altfel, da? Și atunci poftim, cred că sunt mai multe. Nu. Aparent aș zice că sunt mai multe, dar până cine este responsabil de tratamentul corect al copiilor în viroze? Părinții sau părinții și medicii absolut de familie? Absolut. 100% este și părintele, compliant fie cu medicul de familie, fie cu pediatru. Până la urmă eu aș zice că totuși pentru medicul de familie este prea complex ca să se ocupe de toate laturile acestea ale populației, pediatrie, deci medicina pentru... De ce a mai apărut o unitate, da, exact, care pediatria... s-a tot discutat ca să fie un pediatru, ca să absolut scoatem de pe umerii medicului de familie. Da, pentru că uneori se primește un, ca să zic așa, deci niște momente care sunt specifice, care pediatrul fiind în profesia specializat sa le atinge, le mai profundează în a le studia și atunci el mai ok și mai corect va veni cu tratament către acest care sunt câteva nuanțe pe care trebuie să le știe foarte părinții? Foarte simple, începând de la obligator, deoarece virozele vor fi însoțite de sindrom febril, da? Hiperpirexie chiar până la 40. Cum a vorbit de la naștere până la?
Păi, pentru că cele mai complicate și părinții sunt foarte alertați, este primii 3 ani de viață. Vârsta fragedă a copiilor, când că toate procesele de apărare și a sistemului imun sunt în continuă schimbare și însuși exprimarea clinică poate fi mai severă, eventual. Vă ziceam, sindromul febril cu hiperpirexie, chiar până la 40, ceea ce pe părinții sperie. Niciodată cifrele înalte în primele 2 zile, da, cu mici excepții, da? Nu trebuie să sperie părinții, pentru că cel mai frecvent virozele sunt cele care se manifestă cu hiperpirexie din astea, da? Din start, din debut. Așa, deci cuparea sindromului febril, antipireticele, doar 2 permisibile în liniile pediatrice, da? Și dacă le zicem doar cu substanțe active, sunt bine cunoscute, ibuprofenul și sau paracetamolul. Foarte corect administrate la intervale de timp și doze per kilogram corp. Aici atenție mare că pot apărea intoxicații, ceea ce am pățit și eu copilul meu de la aceste lumânări și aici e important să spuneți ceea ce am trecut eu, vă zic eu acum, că ele trebuie schimbate periodic, deci un paracetamol sau un ibuprofen, alternând. Corect și astfel noi nu o să întrecem doza maximă permisibilă per zi niciodată. Da? Dacă o să respectăm 6-3-8 ore pentru ibuprofen și 4-6-3 pentru paracetamol și încă dacă mai facem alternare odată unul și celălalt preparat, niciodată nu o să fie sindrom de intoxicație. Domnul Didenco, aici vreau să vă întreb dumneavoastră, de ce mămicile atât de tare se tem de aceste două preparate, ibuprofen și paracetamol, spunând că ele pot afecta ficatul? Desigur, dacă se administrează într-o cantitate mare, atunci ele, desigur, afectează ficatul, deosebit paracetamolul. Ibuprofenul își are și nu numai ficatul, dar și sistemul gastric la fel, dacă îl folosim pe termen lung. Câte lumânări sau câte lingurițe, câte doze avem voie de una și de alta? Aici nu putem spune că avem nevoie de 5 lingurițe pentru... A spus și doamna doctor, se administrează conform vârstei, conform kilogram, per kilogram. Se administrează, spre exemplu, la un copil de 5 ani putem să administrăm o doză diferită de doza la un an. Da? Așa, da, asta deja se face conform tabelului, conform formulei, reieșind din kilogram, câte kilograme are copilul. Doamna Gache, aici vă spun de ce, iarăși în cunoștință de cauză. Dacă 3 zile copilul are febră mare, mai sus de 38, în străinătate se spune că mai mult de 3 zile trebuie să stai acasă și să vezi evoluția copilului și să-i administrezi aceste antipiretice. Noi ce facem? Așteptăm, pentru că apare aici situația când de la țară și situații deja destul de popularizate și vorbite în presă, când părinții nu merg nicăieri sau medicii de familie îi trimit acasă și apoi apare decesul copilului. Așa. Hai să zic așa, deci obligator când exprimăm noi deci ce face și ce nu face copilul, când vorbim despre cuparea sindromului febril, o facem obligator la cifre mai sus de 38-35. Nici de cum mai jos decât această cifră, pentru că la cifre mai jos poate fi lăsat copilul, da, să lupte cu această febră, în sine pentru totodată, pentru a-și crește imunitatea. Desigur, se consideră ca 3 zile să fie monitorizat copilul, dar ce înseamnă monitorizat? Adică mama trebuie să fie informată. Deci, cum se simte copilul când cedează febra? El trebuie să fie activ, să zâmbească, să ceară de mâncare. Bine, nu ca și în zilele când nu este bolnav, că oricum este ușor afectat. Mai departe, deci ce semne prezintă copilul? Pentru că sunt semne de pericol, semne în care, indiferent de perioada, poate fi chiar o oră de la debutul bolii și mama obligator se adresează. Situație, deci copilul face convulsii, copilul vomită fără întrerupere, copilul are scaun cu sânge, copilul este inconștient, copilul deci nu răspunde la stimuli externi, îl strigă pe nume, îl apucă de mânuță, îl întreabă și el nu dă nicio reacție. Păi astea sunt situații când părintele, chiar din primele minute și ore când debutează o clinică, se adresează medicului. Și doar medicul este responsabil ca să facă diferențierea. Stă copilul acasă, e necesar tratament, e necesar alte măsuri. Dar desigur, dacă mama observă că copilul este activ, da, să zicem, are un pic de rinoree, curge un pic nasul, începe să spele nasul, da, cu cele mai simple soluții saline, începând de la diferite concentrații,
de la 0,9 serul fiziologic, da, și până 3. La 3 soluțiile hipertonice. Copilul, să zicem, zice că are dureri de gât. Dacă mama se poate uita în gât, se uită, că e o măsură care o putem face cu toții simplu la domiciliu, dar dacă are o anumită frică, sigur iarăși merge la consult. Copilul prezintă o tusă. Este tusă până la 10 ore în zi sau mai mult de 10. Deci o tusă rară. Mm-hmm. Vorbește despre o excitare ușoară a căilor respiratorii. Chiar poate să fie din cauza prelingerii pe peretele posterior a mucozităților din nas. Da, da, ați vrut dumneavoastră, domnul. Da, da, secrețiilor nazale. Da, și iarăși. Nazale, dar este pe timp de noapte, dacă tusa este, dar pe timp de zi ea lipsește. Este ceva, o alertă sau ceea ce spuneți dumneavoastră? Este o secreția nazală, ajunge în cavitatea, da? Poate fi secreția nazală care se scurge în căile respiratorii inferioare și provoacă o tusă până chiar poate și vomite copilul, da? Din cauza înghițirii acestor secreții și care provoacă și o, să spunem așa, un reflex de vomă, da? În considerentul că aceste secreții pot fi infectate sau supurate, da? Și îi face și o iritare a mucoasei gastrice și duce, ce se duce la vomă. Da? Am înțeles. Sau poate fi totodată, deci tusa de pe moment de noapte este și un moment care ar putea să tragă după sine și alte. Dacă vorbim despre viroze, cum zice domnul doctor, sau eventual o tusă alergică. Dumneavoastră, doamna Agache, ați fost foarte mult implicată într-un proiect care ați călătorit mult prin raioane, prin sate. Așa. Este părintele în ziua de azi pregătit din spațiul rural să perceapă tot ceea ce dumneavoastră ați spus sau are nevoie totuși de o educare? Noi avem o lipsă de educare a calităților sănătății copilului. Asta vreau să ajungem. Da. Da. Pentru că în toate situațiile, când le văd la televizor unde a ajuns copilul, eu, de exemplu, îmi pun întrebarea, ce a făcut părintele până la momentul... Nu vreau să fiu dur acum. Exact. Adică aveți foarte perfectă dreptate și ați atins un subiect destul de actual și problematic. Da, e sensibil, dar trebuie să-i spunem pe nume. Exact. Noi nu suntem pregătiți, exact, părinții, de a face față bolilor copiilor până la 3 ani. Da. Și ce mai des, ultimul timp, decedează copiii la această vârstă. Exact, exact. Și decedează de niște momente de dezinformare foarte simple și cu adevărat ziceți și ziceți corect despre faptul că părinții nu sunt îndeajuns de informați și cu adevărat nu sunt pregătiți pentru a intra într-un astfel de tandem de rezolvare a acestor probleme la copiii de vârstă fragedă. Nu cunosc, sunt un procent foarte mic care cunosc și vor să cunoască și asta se mai lărgește așa, să zic eu, nici probabil că nici la 15%. Exact. Nici la 15%. Dar sunt mămici care, deci sunt, bine, și dezinformate, dar și nu prea vor să cunoască, da? Este și o problemă. Dar foarte multe mămici vor să... Păi dacă la putere este internetul și exact, avem și exact, grupurile astea sociale. Dar și sunt foarte multe care vor să cunoască. Deci avem avalanșul de întrebări și asta era spre impresionarea noastră și marea plăcere de a răspunde și a răspunde pe timpul limitat care eram totuși să venim cu un pachet de informații, da? Practic de aici ar trebui de început a rezolva problema, da? Atunci când o să fie emanare în avalanșă de informație, o să fie și o compleanță de lucru în a trata copiii. Problema este cea mai importantă, că până la urmă cine suferă? Nu noi și, nu, și nici exact, dar copiii. Și țelul nostru și scopul nostru de bază ce este? A crește o societate sănătoasă. Sănătoasă, și da. Trebuie dar, de început, din păcate, exact, la noi acum situația e foarte gravă și avem foarte mulți copii bolnavi. La școală ajunge cu gastrită, cu exact, boli cronice, care aceste viroze trec în boli cronice. Aici vreau să vă întreb dumneavoastră, domnul Didencu, cum trebuie să fie un părinte ca atunci când înțelege că o viroză netratată a ajuns în ceva cronic, unde trebuie să meargă și să adreseze sau ce trebuie să facă? Dacă să vorbim despre patologia ORL, vă referiți, cred că... La sinusite, la sinusite, la rinite, la hipertrofie vegetațiilor adenoide, care sunt, avem o incidență foarte mare. Desigur, aceste infecții virale, care sunt foarte frecvente și deosebi la vârsta mică a copilului, totodată duc și la cronicizare, cum ați spus, dacă nu sunt tratate corect. Astfel, aceste boli putem ajunge să tratăm, să le tratăm, să fim nevoiți să le tratăm chirurgical. Uh-huh. Ca și hipertrofie vegetațiilor adenoide, sinuzitele cronice, uh-huh, care pot duce la complicații mult mai grave, cu complicații extra sau intracraniene. Este nevoie de a face un tratament corect, la timp
și de a nu, de a nu lăsa să cronicizeze boala. Uh-huh. Tratamentul cât durează unul corect la timp? Vreo săptămână, șapte dacă, zile? Iarăși, reieșind din clinica copilului, reieșind din factorul care a favorizat această boală, dacă să vorbim despre sinuzite și este o sinuzită bacteriană, atunci este nevoie de un tratament complex, da? Un tratament antibacterian, numai decât, dacă este bacteriană, antiinflamator, un tratament adjuvant, să spunem așa, sau de menținere, de lavaj a căilor nazale, da? Dacă este necesar, dacă sunt, este un nivel de lichid, da? Adică este rinosinusită cronică supurată, adică purulentă, atunci este nevoie și de a efectua o drenare, da? Prin eliberarea, dacă este necesar, că nu toate rinosinuzitele se fac, mai ales tendința actuală este că să tratăm fără a interveni chirurgical, minim invaziv. Da? Și atunci tratamentul, cum ați întrebat, cât timp durează un tratament? El poate dura de la 7 zile minim antibacterian până la 21 de zile. Da? Și iarăși, în dependență de factorii favorizanți, în dependență de rezultatul, adică schimbările în analizele prelevate primar și ulterioare. Ulterior, da, da, atunci, o însănătoșire așa. Exact, atunci noi putem să... Neapărat asta trebuie făcută, că mamele cam exact. De obicei uite, după 7 zile, s-a făcut bine, nu mai merg, dar trebuie să mai fac o analiză, să vadă cum s-a schimbat lucrurile. Exact. Și atunci noi, reieșind din toate acestea, putem să spunem, ne oprim la 10 sau la 14 zile. Da, sunt diferite metode de tratament a rinosinuzitei sau a adenoiditei. Da? Cea mai populară este cu inhalatorul, da? Și inhalatorul, dar nu este, adică popular în sensul... Că asta este mai ușor și pentru mămici, da, destul de utilizat. Da, destul de utilizat. Atunci când este... Și destul de efectiv. Da, în rinosinuzitele acute... Da, putem folosi inhalatorul sau nebulizer. Pentru că aici putem adăuga mai multe substanțe, exact, chiar și antibiotic în cazul în care... că nu nebulizerul ne tratează. Da, ne tratează substanțele care le administrăm în nebulizer. Da? Da. Adică numai cu seringa, eu adaug 2 ml de asta, 2 ml, fac un cocktail așa frumos de substanțe și atunci câte 10 minute noi de 3 ori pe zi. Exact. Și asta ne salvează, apropo. Este binevenit, eu recomand, adică este binevenit inhalarea, atât și lavajul nazal, care tot... Asta e indiscutabil și până la 3 ani e recomandabil ca în fiecare zi. Chiar da? Și igiena ne propune. Cu asta și se începe, da? Măsuri mici care au succese mari. Deci este chiar necesar ca în fiecare zi bebelușul până la 3 ani să-i facem curățirea cu lavajul cu, da, cu substanțe. Igiena? Nu, cu ser fiziologic. Cea mai mică concentrație, asta ar fi ca și o igienă obișnuită, așa cum o facem cu tanat, da? Noi ne spălăm pe față, pe dinți, pe urechi în fiecare zi, dar nasul... Dar riscul aici de a ajunge pentru canal urechea și cu nasul sunt foarte aproape. Vă referiți la igienă simplă, nazală? Deci, igiena ordinară, simplă, atunci cum când... Cum o fac mămicile? Iarăși cu seringa? Nu, sau o fac cu una, două picături de ser fiziologic sau doar dacă văd aceste mucozități, eventual, deci să zic eu, uscate, sunt pleci care pot fi, da, mămicile mai... Ceea ce și eu personal o fac cu bebelușul, da, deci bețișoarele igienice, doar vorbim despre, hai să zic, poarta de intrare în năsuc. Nu vorbim despre igiena asta care se face cu să iasă pe o narină, pe cealaltă sau pulverizări din astea profunde. Dar mămicile, apropo, înțeleg că luăm seringa și cu 5 ml facem ca să scurgă dintr-o și asta este pe... asta nu e ok. Asta o facem atunci când avem mucozități abundente și... Galbene. Ca și tratament. Asta ca și tratament. Exact. Batista bebelușului, de câte ori trebuie de folosit? Batista bebelușului, știți, adică despre batista bebelușului, adică aspiratorul. Aspiratorul pe care putem să-l conectăm la aspiratorul de casă. Da. Da? Sau, și e cel mai efectiv, pentru că... Da. Dar asta trebuie să o facă cel care știe a o face. Da? Că o presiune prea mare... O presiune prea mare nu e prea bine pentru mucoasa nazală și atunci putem să provocăm și traume,
Da, adică un traumatism și avem un epistax sau o hemoragie nazală. Da, deci e foarte minuțios. Adică dacă mămica a văzut și i s-a explicat cum se face, da, poftim să o facă. Da, dar asta poate duce la alte consecințe. Momente, de la ce vârstă putem să folosim batista bebelușul? Deci hai să zic așa, o variantă a batistei bebelușului pe care o fac mămicile prin extragere, deci capătul, un capăt stă în cavitatea nazală a bebelușului și celălalt capăt stă în gura mamii. Da, da? Sunt aparate de astea, da, multe. Păi hai să zic, deci noi o recomandăm exact când sunt rinoree, ce înseamnă hipersecreție la nivel de nas și este abundentă, în special la bebelușii, în primele, hai să zic, chiar sugari, deci copilul de la 0 până la 1 an. Și este o îmbolnăvire, să zic eu, chiar în masă, destul de frecventă și chiar și la noi se adresează foarte multe mămici, recomandăm și de la acea vârstă să fie folosită, dar de asemenea, îi explicăm foarte minuțios și mămica vine în fața noastră și face acest moment, da? Ca să fie, deci, această extragere printr-un inspir al mamei, practic, foarte lent, deci, totuși, să nu facă până mama deja îi se duc... Sindinețește. Exact, pentru că riscul de a afecta chiar și aceleași urechiușe, da? Pentru că comunicarea cavității nazale are cu mai multe zone anatomice ale căpșorului la copilaș. Dar, în același timp, e nevoie de făcut. Foarte, foarte clar explicăm, dar e nevoie, pentru că copilașul sugar, deci, are... se poate neca de la această avalanșă de secreții nazale. De aceea, aspirarea năsucului este foarte binevenită. Dar vă zic, adică nu conectată la aspirator și nu conectată, deci, la aparat. La 2 ani și ceva se poate deja deconectat, da, la aspirator. Da, dar iarăși vă zic, dacă e vorba despre o tactică bine știută de mamă. Cunoscută, da. Exact. Adică se dă la minim, se dă la aspiratorul, se dă că are un reglaj, se dă la minim și atunci și mai tragi supapa, dar aici trebuie să vadă, adică de explicat mamii și atunci poate să o facă. Pentru că ele au devenit destul de cumpărate pe internet, pe rețele și de asta vă întreb, să știu, părinții iarăși din lipsă de informare să știe mămicile cum să le folosească și când. Da. Cel mai bine fi totuși să manevreze cu mama, cu gura în momentul ăsta, atunci este mai, ea percepe până în ce moment poate să se oprească și e mai ușor să explici mamei. Când vine vorba de tehnici din astea, ele sunt de diferit tip, de diferită intensitate, presiunea, aspirarea și astea, momente care noi nu le putem controla și atunci consecințele ar putea să fie iatrogenii, chiar din cauza că noi putem să indicăm momentul. Diferența din infecții bacteriene și viroze. Haideți să zic, deci chiar în clinica copilului, da? În primul și în primul rând, atunci când este ascensiune termică, copilul are voie să se simtă nu prea bine. Da? Chiar poate să stea somnolent în pat. Imediat cum cedează febra, copilul devine activ ca și cum nu ar fi suportând boala. Primul criteriu în clinică. De asemenea, analizele copilului ne-ar vorbi foarte evident despre o diferențiere între infecțiile virale, pentru că este sângele alb care ne interesează în mod special, o creștere a leucoformulei și cu deviere spre stânga, leucocite, nesegmentate și eventual și o accelerare a VSH-ului, vitezei de segmentare a hematilor. De asemenea, pentru infecțiile virale avem limfocitele crescute sau un sânge absolut perfect. Totodată VSH-ul este un criteriu așa mai relativ, pentru că se poate asocia și pentru. Chiar avem copii cu erupție dentară și au un VSH peste 40, da? Și mămicile vin foarte speriate, dar de fapt este o reacție, să zic, absolut normală a organismului, pentru că oricum este un proces acut, însuși procesul de creștere dentară. De asemenea, o febră care durează mai mult de 3 zile și nu cedează la antipiretice este de asemenea un criteriu. Totodată, persistența mai mult de 5 zile a unei subfebrilități, eventual cifre până la 38, de asemenea ne-ar pune în gardă și iarăși ne pune suspecție. Pentru că tot ce zic eu acum nu e obligator să fie pentru procesul bacterian, dar se înclină mai mult în această direcție și mămica le ia în calcul. Și își face un autocontrol asupra copilului, da, pe baza aceasta. Totodată, deci semne clinice ca, să zicem, pentru infecțiile respiratorii, vorbim despre bebeluș geamătul, da? Copilul geme. Eventual, dacă vorbim despre copil cu respirație îngreunată, tiraj costal, deci mișcările astea ale cutiei toracice și abdomen care diferă sau se acufundă spațiile dintre coaste, de asemenea ne-ar vorbi despre un proces eventual bacterian. Totodată și în sindromele obstructive, de asemenea, care ar putea să fie cel mai frecvent, 90% de origine virală,
ziceam despre aceste mișcări ale cutiei toracice, adică se pot regăsi și în am înțeles. Domnul Didencu, de ce la a doua, a treia zi, când mamele văd că persistă temperatura și merg la medicul de familie sau la pediatru, ne pune diagnoza pediatru bronșită obstructivă? Sunt unele din ele adevărate sau este o exagerare unei colegi de dumneavoastră? Mai mult ar putea spune doamna medic pediatru. Da, bronșitele propriu-zis, adică... Bronșitele, da, se mai mult... Ok, atunci... bine. Da? Revenim la dumneavoastră la adenoiz. Haideți să zic, deci, când vine vorba de bronșită obstructivă, ce înseamnă? Deci, două momente ca să fie, deci, un pic clar. Se întâmplă trei momente patogenetice la nivelul căilor respiratorii și, în special, începem cu arborele bronșic, pentru că sindrom obstructiv de aici în jos. Deci, sunt fie vorba despre o contracție a mușchilor bronhilor care va îngusta lumenul. 2. Ar putea să fie un edem al mucoasei, o inflamație, care de asemenea decompensează din această circumferință a bronhilor. Și 3. Ar putea să fie hipersecreție de mucus aici. Da? Când vine vorba de bronșită obstructivă, deci este nevoie de câteva criterii în clinica copilului ca să poți să stabilești un astfel de diagnostic. Și se începe cu o respirație îngreunată, în mod special expirul. Deci copilul îi vine foarte greu să scoată aerul. Și are chiar, să zic așa, să-mi permit să exprim, da? Deci o forță, da? Deoarece implică și musculatura auxiliară ca să împingă acest aer. Deoarece, în mod normal, expirul este un act pasiv. Deci el se întâmplă de sensător. Noi nu impunem niciun efort. Pe când, în momentul în care avem această blocaj în căile respiratorii pentru a scoate aerul, deci noi trebuie un efort suplimentar și apare această respirație îngreunată. 2. Copilul când se prezintă la cabinet obligator, îi se stabilește pulsoximetria. Ce înseamnă asta? Înseamnă saturația cu oxigen în periferie și atunci ea se stabilește la, să zic, cea mai distal punct. Poate fi falanga distală a membrului superior, cât și inferior dacă copiii sunt până la un an. Și dacă este vorba despre o saturație care coboară sub cifra de 92%, da? Ne orientează 100% la obstrucție. Deci nu intră și nu iese de ajuns aer, nu are loc oxigenarea corectă, da? Și respectiv ar mai fi iarăși... Acum, ca să mă înțelegeți de ce mă interesează asta, eu de două ori am primit copilului meu așa diagnoză și informația finală a fost că îți dai seama, aveți bronșită obstructivă, trebuie antibiotic să primiți. Și eu am administrat copilului antibiotic, speriată fiind, că după aceea să-mi dau seama că a fost greșit, că era o viroză din care puteam să ies și fără antibiotic și numai doar mi-am otrăvit copilul. Asta am vrut să ajung la dumneavoastră. Cât, colegii dumneavoastră uneori scriu diagnoza asta și... neapărat obligă părinții să-i administreze antibiotic. Cu părere de rău. Iată, aici apare doar punctul ironat cum tratăm bronșita obstructivă, pentru că ea e destul de frecventă, dar vă zic, bronșitele obstructive, eu chiar pot să-mi permit peste 90%, sunt de origine virală. Ok, ele sunt destul de severe. Hai să zicem ce sunt severe. Sunt severe, deci dacă nu se ia atitudine din start, da? Dar pot fi rezolvate în decurs de 4 ore bronșitele obstructive, da? În așa moment ca copilul ulterior să fie trimis acasă și nu obligator să fie internat, da? Dar numai nu este cazul de antibiotic. Da? Desigur, e nevoie să fie monitorizat activ acest copil. E nevoie să se facă, să se colecteze o probă de sânge, da? În momentul în care se prezintă la cabinet, pentru a aprecia exact în ce direcție o ia sângele alb, da? Și cu toți parametrii. Și dacă copilului se stabilește, deci bronșită obstructivă, nu este indicație categoric pentru antibiotic din start. Da? Copilul trebuie să primească un tratament bronhodilatator, deci topic. Mm-hmm. Da? Adică accentul trebuie să fie pe a dilata aceste bronhi. Da? Și cel mai frecvent se isprăvesc foarte bine mămicile, în special cu inhalatoarele. În special. Și desigur, dar ziceam despre cele trei componente patogenetice, tot cu a trei componente de tratament simptomatic, broncodilatatoare, fie inhalator, fie sistemic, sub formă pastilată, siropată, aerozolii de primă linie, cum sunt substanța activă, salbutamol, beta-adrenomimetic, care imediat își face efectul, da? Și sunt niște momente din astea care le poți explica, pentru că, hai să zic, ce face lumea peste hotare, asta și face, da? La cabinet se stabilizează în decurs de 4 ore și... Practic, așa și este și succesul. Deci nu un singur caz am avut cu astfel de momente care, și nu e vorba de vârstă, e copil chiar de 3 luni și se face exact același lucru. Dar desigur, până se stabilizează. Și dacă s-a stabilizat copilul și saturația este peste 94, copilul foarte liber trimis acasă cu terapia deci bronhodilatatoare și reconsultă următoarele 2-3 zile consecutiv. Și atât. De obicei, mai ușor se iese din bronșită obstructivă uneori decât
alte momente. Aici atenție atunci la mămici și la medicii care recurg la așa diagnoze. Exact. Vreau să vorbim și un pic despre adenoizi, pentru că ei până la urmă favorizează dezvoltarea imunității, da? Și exact. De ce ultimul timp sunt atât de multe intervenții și părinții merg să înlăture adenoizii? Vreau mai întâi de toate să specific că toți copiii au adenoizi. Da? Ca să, pentru toată lumea, să știe mămicile că toți copiii au, că aud că avem adenoizi. Toți, de la, adică până la vârsta de 7 ani, de la 7 ani încep, adică să involueze, putem să avem și la 12 ani, dar asta mai rar. Dar până la vârsta de 7 ani este mai frecvent. Chiar de la 2 la 4 ani, asta este vârsta când incidența este cea mai mare. Adică vorbesc despre hipertrofia lor, da? Patologică. Da? Adică când se măresc adenoizii și ne îngreunează respirația. Este un proces normal al organismului când ei se măresc și... Da? Este un proces pe moment normal, dar dacă noi facem... Din nou, se începe cu infecție respiratorie virală acută, care în urma unui proces ăsta inflamator duce la edema mucoasei, cât și a țesutului limfatic. Țesutul limfatic ce este? Prima barieră de protecție a organismului și este, ea participă la imunitatea organismului. Deci dacă totodată, nu se tratează corect o viroză, adenoizii rămân, mucoasa rămâne inflamată. Nu că nu se tratează. Ea se tratează și adenoizii scad în dimensiuni, dar nu până la urmă. Așa. Totuși rămân și atunci mai revine încă o viroză sau poate o reinfecție imediată sau, da, și atunci iarăși avem hipertrofia vegetațiilor și tratând-o ulterior, ea scade, dar totuși se menține încă un pic, da? Și tot cât de... Efectul este copilul noaptea doarme și nu poate închide gurița pentru că nu poate respira, da? Da, exact. Adenoizii obstruează în spatele nasului. Când trebuie să mergem să-i tăiem și când nu trebuie să mergem să-i tăiem? Dacă copilul nu respiră deloc, adică sau, putem spune așa, obstrucție nazală a copilului, copilul respiră cu guriță, preponderent pe guriță, dacă copilul sforăie noaptea, așa vin părinții și spune copilul sforăie, da, sforăie noaptea sau în timpul somnului, avem atunci când este afectat și auzul, că adenoizii ne pot provoca și complicații de felul otitele seromucoasă, fiindcă ei cresc pe comunicările care este o comunicare sau un tub, da, dintre ureche și nas. Și atunci, crescând peste aceste comunicări, este afectat auzul. Este afectat și auzul. Și atunci este, chiar și dacă avem o hipertrofie de vegetație adenoide de gradul 2 și avem câteva recidive de otită, recomandăm adenotomia. Avem 3 grade de hipertrofie sau de mărire a adenoizilor. Asta o putem determina prin rentgenografie a nazofaringelui, rentgenografie de profil a nazofaringelui, unde vedem că adenoizii practic blochează complet, asta este gradul 3. Cel mai grav? Sunt 3 grade. Gradul 3, când blochează o treime din nazofaringe, asta este gradul 1, și când blochează două treimi din nazofaringe, este gradul 2. Da? Adică o treime gradul 1, două treimi gradul 2 și complet gradul 3. În primul grad și gradul 2 noi putem să mai tratăm conservativ. Da? Adică deci nu mergeți la eliminarea lor? Nu mergem deodată. Adică se încearcă una, două tratamente și dacă nu merge tratament. Asta depinde de insistența părinților. Asta depinde cât de este mai insistent părintele, cu atât poate să treacă aceste. Exact. Dacă părintele este lasă-mă să te las, atunci ajungem în gradul 3. Exact. Exact. Și gradul 3 atunci este tratament chirurgical fără de a mai încerca. Deci eu am auzit foarte multe păreri de genul, am fost odată și ni le-au înlăturat și au apărut iarăși peste un an de zile și asta se întâmplă la copii de 3-4 ani. Pentru mine este un șoc să-mi dau copilul la 2 ani să fie înlăturați adenoizii. Este vorba de narcoza aceasta, este vorba de șocul, de stres, de lacrimi, de nu știu ce. Eu aș fi nebunit dacă aș fi ajuns la așa o situație.
Ce se întâmplă? Cum putem să spunem părinților că, uite, nu ajunge, să le batem din clopote, iar așa ajungem la situația că trebuie informați? Da. Exact. Da. Părinții trebuie informați și ca să cunoască cum să trateze și când să o înceapă, să trateze și cât de corect va trata, asta e și rezultatul tratamentului pentru a preveni intervenția chirurgicală. Ce spuneți dumneavoastră că anestezia sau intervenția chirurgicală, dacă copilul nu respiră, atunci este nevoie de a interveni chirurgical. Eu înțeleg, dar până atunci este o cale lungă și mai bine să ajungem să nu Exact, fie. Mai bine să ajungem ca să nu ajungem la intervenție chirurgicală. Pentru ca să nu se supere toți acei care mi-au adresat întrebări pe pagina de socializare a Facebook, vreau să, să încep să vă adresez întrebările și după aceea mai trecem și la discuția cum să ajungem la ideea când frecventăm grădinița cu copilul sau nu. Elena Bulhac, tare aș vrea să știu ce să fac. Fetița mea de 7 ani face angină de 4-5 ori pe sezonul rece și cel mai des angină puruioasă. Ce ar trebui să fac? Ar fi bine de înlăturat glandele și mereu e tratată cu antibiotic de medicul meu. Sunt niște protocoale după care ne conducem și adică ea dacă va merge la oricine din medici care cunosc conform protocolului, da? Tratamentul conform protocolului anginilor, atunci dacă face mai mult de 7 angini anual, în ultimul an, atunci este o indicație pentru a înlătura amigdalele. Dacă face angini mai mult de 4 ori pe an, ultimii 2 ani, atunci este o indicație pentru tratamentul chirurgical. Angini tratate cu antibiotic. Da? Nu gât roșu. Gât roșu poate fi angină eritematoasă. Atunci când este gât roșu. Dar anginele purulente, da, tratate cu antibiotici, atunci despre asta vorbesc. Am înțeles. Sau mai mult de 3 angini, 3 ani la rând. Am înțeles. Iată, astea sunt niște indicații care toți ne bazăm. El deja dăunează și afectează alte organe din... Da, fiindcă este o sursă de infecție în organism. Am înțeles. Diana Turturică, se permit plimbările afară în caz de laringotraheită? Copilul? Putem să îl plimbăm afară dacă el are laringotraheită? Desigur, îl putem plimba, dar să fie niște plimbări scurte, de scurtă durată. Și asta e binevenit ca să respire cu aer curat. Dar nu rece. Adică să se evite... Care perioada anului? Dacă e frig, plouă, ar fi bine să nu iasă. Cel mai frumos acum toamnă. Se întâlnește, de exemplu, în sezonul. Dar nu este rece ca să, pentru copil să... E voie și trebuie de ieșit afară. Este nevoie, exact. Așa. Nu văd acum această întrebare, dar știu că mi-a rămas... O doamnă m-a întrebat dacă copilul ei are o gaurică în spatele urechii și de acolo sunt eliminări cu miros urât. Ar trebui să se adreseze neapărat. Eu așa am întrebat. Da, este o fistulă. Dacă cu miros urât în spatele urechii, este presupun o fistulă sau... În spatele sau... După ureche. Ok. Este o fistulă care este nevoie să adreseze neapărat să se adreseze la specialist, medicul specialist, orele. Așa. Așa, amigdalită cronică, adenoid de gradul 2, dacă se tratează. Da, cum am spus, gradul 1 și 2 încercăm să-i tratăm, da? Eu o fac obligator înainte de a merge la intervenție chirurgicală, gradul 1 și 2. Tratament conservativ. Tratament medicamentos, spun așa. Așa. Cum tratăm corect și dacă toată familia se tratează împreună cu copilul? Dacă e adevărat că problema cu veșnicii muci tuse îndelungată înseamnă existența helminților, care nu s-au depistat la analize de laborator. Sper să fiu pusă această întrebare. Da. Mai multe tuse sau noi veșnicii muci, este o legătură cu helminții sau nu? Dacă nu ai de ce te lega, atunci te legi de helminți. Da, doamna. Hai să zic așa, deci mai mult este un mit, deoarece mai rar se întâmplă ca tusele persistente, dar se întâmplă, de acord, se întâmplă, dar mai rar. Hai să zic, deci persistența de lungă durată a unor... Și fără muci.
Nu ziceați și despre muci? Și muci. Are și muci? Păi, și muci. Probleme aici cu vești, muci. Muci. A, și muci. Nu, absolut. Deci, mai bine ar fi ok de precăutat un fon alergic, deci pentru că într-un marș atopic, ca mai și nu primă... Nu este vorba despre helmiți. Exact, nu. Deci, da, este mai ușor, exact. Da, și pentru că suntem la final de emisiune, atunci îmi pare foarte rău că am foarte multe întrebări, dar înțeleg că trebuie să organizăm periodic, o dată la două luni, să veniți la noi în studio. De la ce vârstă e bine să mergem la grădiniță? Da, scurt. Da, haideți, e ok chiar de la un an și jumătate. E așa, permisibil. E permisibil. Da? Dacă copilul cât uși de cât are un, să zic așa, posibilitatea de a se autocontrola, da? Gen de a merge singur la uliță, de a putea cât uși de cât. Asta la grădinițele private, la grădinițele de stat nu prea au grijă da, despre atunci ar scutece. Fi cel mai ok spre 3 ani și or să fie, da? Spre 3 ani. Deci 2 ani și jumătate, 2 ani, 8 luni, da? Dar fi cel mai da, este individual până la urmă. Absolut, absolut, de la caz la caz. Cunosc foarte multe mămici care dau copiii de la un an și o lună și sunt bine mersi și care nu au dat nici până la 6 ani și sunt alte momente. Deci ține de însuși de deprinderile din familie și de ceea ce își insinuează mama, da? Pentru că placebo, da, este bine dovedit, da? Uh-huh. De aceea mămicile, dacă ar fi mai ar fi bine să și zic așa ca și recomandare, să fie cât mai curajoase și să și colectivizeze copiii, pentru că mai devreme sau mai târziu oricum se întâmplă acest moment, da? Și este absolut normal că am primit 2 ani de grădinițe copiii să se îmbolnăvească destul de des, chiar foarte frecvent, le zicem mamelor că... Da, ideea că de 7-8 ori, 12 ori trebuie chiar să 12, avem, da? Exact, exact, fără nicio problemă, absolut. Deci îmbolnăvirile frecvente, trata, să zic așa, deci e voie să se îmbolnăvească. Da, gata, nu mai avem regia, îmi spune că îmi închide timpul. Da, vă mai promit că vă mai organizăm emisiuni, că am fost încă și despre vitamine, vitaminoze, să discutăm. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă doresc succes în activitatea dumneavoastră profesională și mai mare recunoștință decât toate cuvintele frumoase pe care le-am citit eu despre dumneavoastră, doamna Gaiche, și despre dumneavoastră, domnul Dedencu, de la toți cei care au adresat aceste întrebări, cred că nu există. V-au spus că sunt încântați de toată și informarea pe care o primesc și de atitudinea pe care o aveți față de copii și față de părinți. Vă mulțumesc de numele lor pentru tot ceea ce faceți pentru copiii noștri și așa că dumneavoastră ne dorim mulți medici în sistemul medical la noi în Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, punem punct aici. Vă doresc să fiți sănătoși și să vă informați, dragi părinți, ca să nu facem greșeli pe sănătatea copiilor noștri și să avem o generație de copii sănătoasă. La revedere!